Jurnalele RTT. Știri la fix. Încă un succes pentru șaguniști. Eleva campioană Iulia Ionescu a câștigat o nouă competiție la Zakopane. După ce a încercat mai multe sporturi, printre care gimnastică ritmică, șah, balet și înot, eleva de la Colegiul Național Andrei Șaguna Iulia Ionescu s-a îndrăgostit de patinajul viteză. După doar 4 ani, ea este la al treilea titlu de campioană națională. După 2 zile de concurs în Polonia, la Zakopane, unde s-a desfășurat campionatul național de patinaj viteză pe gheață, Iulia a obținut marți cel de-al treilea titlu de campioană națională. Tot în cadrul acestei competiții, Iulia a obținut și locul întâi la Zakopane International Speed Skating Championship 2021 Junior D. Părinții Iuliei mărturisesc într-o postare pe Facebook că fiica lor a înțeles de la bun început că sportul de performanță implică și unele renunțări. Cu toate acestea, a încercat să se mențină la un nivel ridicat și la școală, fiind elevă a unei clase de performanță a colegiului Andrei Șaguna. Părinții ei sunt foarte mândri de Iulia și îi mulțumesc doamnei diriginte Andrada Mureșan pentru încredere și susținere. Circulația pe pasajul Fartec se va relua din luna iulie. Constructorul s-a angajat să finalizeze restul de o treime din lucrările de reparații. Acest subiect a fost și pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de astăzi. Vă amintim, proiectul de investiții a fost demarat în septembrie 2015 și a ajuns la aproximativ 65% din totalul lucrărilor. Zilele trecute, primarul a avut o serie de discuții cu proiectantul, constructorul și dirigintele de șantier pentru a se asigura că termenul la care s-a angajat constructorul să finalizeze lucrarea este realist, iar suplimentarea costurilor pentru acest obiectiv este justificată. În urma discuțiilor a fost diminuată valoarea totală propusă, iar acum devizul actualizat a fost redus cu aproximativ 1,2 milioane de lei. Am decis să mergem pe această variantă pentru că era varianta care ne permite în luna iulie, potrivit angajamentelor constructorului, să circulăm pe acest pod. Cealaltă opțiune, cea a rezilierii contractului și a reatribuirii, ar fi presupus un demers de aproximativ 18 luni pe scenariul cel mai optimist și eu îmi doresc să avem acest obiectiv finalizat și să circulăm cât mai repede. Pasajul a fost construit în anii 70, iar în momentul începerii lucrărilor se afla într-o stare de degradare foarte accentuată. Lucrarea este dificilă pentru că multe dimensiuni ale componentelor sunt atipice și nu respectă standardul din proiectul inițial. Fiecare pilon și fiecare element are nevoie de foarte multă manoperă. La finalul lucrărilor există 3 obiective ce trebuie atinse: menținerea capacității portante, respectarea normativelor seismice actuale și prelungirea duratei de funcționare cu cel puțin 25 de ani. Consilierul local Radu Paul și organizația municipală Brașova PNL au decis să renunțe la fostul sediu al partidului din cartierul Tractorul în beneficiul grădiniței din apropiere. Au inițiat demersurile necesare și în Consiliul Local și la primărie, pentru ca aici să poată funcționa o grupă de la grădinița 35, aflată chiar lângă clădirea cedată. Potrivit calculelor, pentru copiii din cartier ar mai fi nevoie de încă 200 de locuri la grădiniță. Am depus ieri la registratura companiei Rial o cerere de renunțare la acest sediu. Am avut o discuție și cu colegul meu, consilier local, Radu Paul, și am convenit împreună ca acest spațiu să-l cedăm și să facem o recomandare atât Rialului cât și primăriei Brașov să fie alocat grădiniței numărul 35. Liberalii au decis să cedeze sediul în care consilierul local ținea legătura cu cetățenii din cartier, iar activitatea să fie trecută în principal în online. Consider că este mai important să aibă ei mai multe locuri în grădiniță decât să am eu un birou unde să lucrez. Eu o să-mi găsesc un birou în altă parte, mă descurc în online, îmi pun un cort lângă piață, mă descurc. Consilierul care răspunde de cartierul Tractorul spune că în afară de mediul online va fi și fizic printre cetățenii din cartier. Cartierul Tractorul nu este singurul care mai are nevoie de locuri la grădinițe, astfel că Radu Paul speră ca exemplul său să fie urmat și de alți aleși locali care au sedii în cartiere.
Incidența acumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori ai județului Brașov pe ultimele 14 zile a crescut la 2,55. Din cele 161 de cazuri noi de persoane contaminate cu SARS-CoV-2, 122 sunt în municipiul Brașov, unde rata de infectare a ajuns la 3,57. Instituția prefectului informează că, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sănătate Publică, până miercuri au fost distribuite centrelor de vaccinare din județ 36.227 de doze de vaccin Pfizer, 2.210 doze de vaccin Moderna și 3.930 de doze de vaccin AstraZeneca. Numărul de doze de vaccin administrate până în data de 23 februarie inclusiv este de 39.903, din care 955 în ultimele 24 de ore. 16.663 dintre acestea reprezintă doze rapel. S-au raportat în total 85 de cazuri de efecte adverse, niciunul sever. Până acum, în municipiul Brașov s-au imunizat 27.977 de persoane, din care 564 în ultimele 24 de ore. Se menține tendința de creștere a numărului cazurilor noi de COVID-19 în județul Brașov. Până miercuri 24 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 788.048 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, din care 31.485 în județul nostru. 731.049 de pacienți au fost declarați vindecați până acum. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.337 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, iar 162 dintre acestea sunt din județul Brașov. Distinct de cazurile nou confirmate, 710 persoane au fost retestate pozitiv, din care 22 sunt din Brașov. Până miercuri au decedat 20.086 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2. În intervalul 23-24 februarie au fost raportate 73 de decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Bolnavii, 41 de bărbați și 32 de femei, erau internați în spitale din 23 de județe, între care și Brașov. Dintre acestea, două decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 6 decese la categoria 50-59 de ani, 22 de decese la categoria 60-69 de ani, 20 de decese la categoria 70-79 de ani și 23 de decese la persoane de peste 80 de ani. 71 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 2 pacienți decedați nu aveau comorbidități. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.542. Dintre aceste persoane, 969 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.961.208 teste real-time PCR și 270.740 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 26.447 de teste real-time PCR și 7.917 teste rapide antigenice. Pe teritoriul României, 38.875 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.818 persoane se află în izolare instituționalizată. Alte 52.770 de persoane sunt în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 141 de persoane. Ca urmare a încălcării prevederilor legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în ziua de 23 februarie 5.188 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 1.013.000 de lei. Au fost întocmite și 5 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal. Reamintim, la linia Tel Verde 0800-800-165 pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.
Toate sărbătorile iubirii sunt celebrate de Muzeul de Etnografie și tot la Muzeul Civilizației Urbane. După invitația la expoziția de Valentine's Day, Muzeul din Piața Sfatului i-a așteptat pe îndrăgostiți de dragobete să-și imortalizeze iubirea într-un mod mai deosebit. Aici un fotograf profesionist s-a folosit de decorurile de secol XIX, iar cei care au venit cu costume de epocă sau costume populare, pe lângă frumoasele amintiri primite pe e-mail sau WhatsApp, s-au bucurat și de un tur gratuit al muzeului. Nu așteptăm numai cuplurile tinere, ci pe cele de toate vârstele și nu numai cuplurile, chiar și persoanele care încă nu și-au găsit perechea, sunt așteptate la muzeu să vină îmbrăcate în costume tradiționale pentru a-și imortaliza acest moment frumos. Unul dintre primele cupluri care au dorit să se bucure de o amintire de neuitat se apropie de nunta de aur. Nu, astăzi mai avem peste câteva luni, facem 45 de ani de căsnicie. Și atunci am zis să nu pierdem ocazia de faci niște poze frumoase. A fost o viață fericită, plină de bucurii, copii, nepoți, de fericiți. Transmiterea costumului național a fost de-a lungul secolelor o mare cinste făcută urmașilor. Să oferi un costum moștenit din familie soției este un gest de iubire cum nu se poate mai potrivit de dragobete. Costumul este din familia soțului meu, de la 1780, din zona Cotlei. Și e o bucurie astăzi de dragobete să le expun, să se bucure și alții. Intrarea fazile în care putem să arătăm și să răspundem. Muzeul Civilizației Urbane și-a prelungit programul de dragobete pentru ca toate cuplurile care și-au dorit o amintire frumoasă din această zi să o poată avea. Dragobetele a fost sărbătorit de tinerii politicieni social-democrați la Săcele, Râșnov, Codlea și Brașov. Liderii lor spun că TSD Brașov promovează ori de câte ori are ocazia valorile și tradițiile autentic românești. Tinerii din PSD l-au celebrat pe patronul dragostei, simbol al sosirii primăverii, dăruind baloane și brățări cu motive tradiționale românești, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară. Sub sloganul de dragobete iubește românește, socialdemocrații au vrut să sărbătorească ziua îndrăgostiților în stil românesc. Chiar dacă trăim vremuri grele, nu trebuie să ne uităm tradițiile, un popor care își uită tradițiile își pierde identitatea, a spus Alexandru Guzun, președintele TSD Brașov. Universitatea Transilvania alocă din fonduri proprii aproape 1 milion de euro pentru proiectele studenților. Cei care au participat la competiția Fi în Centru și au venit cu idei pentru îmbunătățirea activității în universitate vor primi finanțarea necesară pentru începerea proiectelor. Banii vor fi folosiți atât pentru achiziția de echipamente și software, cât și pentru bursele studenților implicați în proiect, care ajung la suma de 25.500 de euro pentru o echipă. Am pus la dispoziția studenților pentru asemenea proiecte 1 milion de euro. S-a realizat evaluarea propunerilor de proiecte, 50 de propuneri și au fost selectate de către o echipă din universitate cele 10 proiecte care au fost cele mai bune în conformitate cu obiectivele pentru acest program. Cea mai mare sumă alocată unui proiect este de aproape 100.000 de euro. Banii vor fi utilizați pentru dezvoltarea unui centru de aptitudini practice, prin simulare în medicină. Pe lângă manechinele și aparatura medicală necesară, în cadrul proiectului vor fi organizate și cursuri de prim ajutor pentru studenți și comunitatea brașoveană. Ideea proiectului a pornit de la această pandemie. Pentru că studenții au fost nevoiți să stea acasă, să urmeze cursuri online, noi a trebuit să ne supunem și să-i ajutăm oarecum prin acest proiect să și aplice ceea ce învață și ceea ce citesc. În cadrul proiectului DigiEDU, estimat la aproape 90.000 de euro, studenții vor transpune materialele didactice în realitate virtuală. Spre exemplu, la medicină, cursanții vor putea să vadă o inimă în formă tridimensional și să-i studieze secțiunile.
În partea 2D, noi avem digitalizarea laboratoarelor. Adică, fiecare experiment pe care noi teoretic îl vedem fizic, pentru că totul s-a trecut în domeniul online, am putut să filmăm în diferite unghiuri, în diferite forme, astfel încât să poată să exemplifice foarte bine prototipul respectiv și cum funcționează, iar studenții să poată să vadă foarte bine care este principiul de funcționare a fiecărui prototip. Iar în partea de 3D, care este cea mai spectaculoasă din perspectiva noastră, este partea de VR, adică realitate virtuală. Vrem să aducem realitate virtuală la un nivel înalt, la noi la universitate. Un alt proiect în valoare totală de aproape 95.000 de euro vizează dezvoltarea unei aplicații pentru studenții Facultății de Medicină cu digitalizarea unei baze de date cu materialele didactice. Alte două proiecte propuse vizează dezvoltarea unor sisteme de detecție și protecție a persoanelor cu SARS-CoV-2. Activitatea mea în direcția combaterii efectelor SARS-CoV a început de anul trecut și în acea perioadă am început să lucrăm și la alte sisteme care ne-am gândit că ar fi utile. Și când a fost lansată competiția Fiind Centru, a fost perfect pentru că puteam să continuăm cercetarea pe care am început-o. Tot la capitolul protecție epidemiologică se încadrează și proiectul echipei care va realiza un robot destinat dezinfectării sălilor cu ajutorul lămpilor cu lumină UV. Un alt proiect cu o valoare estimată de 80.000 de euro este Cardurea Rondunit BV. Echipa de studenți care a inițiat acest proiect își propune să conecteze toate serviciile de care beneficiază studenții din universitate cu un singur card. Începând cu semestrul al doilea, studenții vor începe implementarea proiectului.